urmează să vedem. Protest eu o parte din motivul întâlnirii noastre aici. De la este un proces comemorativ pentru toți cei care și-au pierdut pe cineva drag și vă asigur că toți cei din spate și probabil și voi cei care țineți camerele și aparatul foto în mână aveți o istorie nefericită legată de malpraxis sau de indolențe ale unor cadre medicale care au dus ori la deces, ori la perturbarea sănătății unor oameni dragi. Față de cine, de ce mai exact protestați? Față de indolența cadrelor medicale în anumite cazuri. Să se înțeleagă clar, nu băgăm în aceeași oală pe nimeni, nu putem să catalogăm că toți medicii sunt de vină. Avem un caz recent, a unui tânăr, a citit declarațiile și din presă și de pe Facebook. Avem un tânăr care, din punctul nostru de vedere și e împărtășit și de unele cadre medicale, s-a făcut un malpraxis. Urmează să se decidă de comisiile de disciplină dacă avem dreptate sau nu. Chiar solicităm și noi adevărul și de asta suntem aici, este încă unul dintre motive. Dorim să aflăm adevărul legat de moartea acestui tânăr. Nu vă pot da numele din cauza familiei care dorește să păstreze deocamdată anonimatul. Acel băiat încă este legat la aparate, dar declarat decedat din data de 20, 23-30. Așa că nu vă pot spune încă dacă vom avea succes cu acest protest. Noi protestăm împotriva indolenței, a indiferenței și a nepriceperii unor cadre medicale și tot ceea ce ne dorim nu este nici legat de politică, să fie foarte clar, nu avem nicio treabă cu campania electorală, este o chestie civică, un protest civic și ne dorim să se schimbe lucrurile. V-ați așteptat să vină toată lumea? Poftim? V-ați așteptat să vină atâta lume la protest? Aștept să vină chiar mai mulți. Eu consider că sunt mult mai mulți cei care suferă, numai că satul mare are încă probleme la manifestarea simțului civic, da? Să sperăm că va învia, spre diferență de tânărul care nu o să mai poată să facă acest lucru.